Partidul Național Liberal a votat împotriva modificării legilor justiției promovate de Partidul Social-Democrat. În primul rând, aceste legi nu au fost precedate de un studiu de impact. Și în această cauză, o serie de măsuri tehnice pot destabiliza pe termen mediu și lung funcționarea sistemului judiciar. În al doilea rând, aceste legi au slăbit independența procurorilor. În al treilea rând, legile, așa cum le-a promovat și le-a votat PSD-ul, politizează în mod excesiv procedura de numire a procurorilor de rang înalt, pentru că plasează indirect decizia la nivelul Ministrului Justiției, care este în mijlocul sistemului politic, luând-o de la nivelul președintelui, care era deasupra sistemului politic, legitimat de votul popular cel mai larg. Apoi, modificările propuse pot destabiliza și prin scăderea pragului de pensionare, fără un studiu de impact prealabil. Există riscul ca foarte mulți magistrați să părăsească sistemul judiciar și să facă inoperabile o serie de prevederi ale legii. În sfârșit, o altă vulnerabilitate majoră este legată de răspunderea magistraților, defectuos redactată, în ciuda instrucțiunilor destul de precise enunțate de Curtea Constituțională în deciziile sale. Curtea Constituțională a spus că nu orice fel de greșeală juridică este o eroare judiciară. Pentru a fi în prezența unei erori judiciare trebuie să avem de-a face cu o eroare gravă, cu o greșeală grosieră, vădită, flagrantă, care să conducă la încălcarea unor drepturi fundamentale ale cetățeanului. Pentru toate aceste motive și altele pe care le-am mai exemplificat de-a lungul vremii, Partidul Național Liberal va sesiza Curtea Constituțională pentru reexaminarea acestor legi. În concluzie, legile justiției promovate de PSD sunt practic un fruct otrăvit al superficialității, al obsesiei și al spaimelor față de funcționarea sistemului judiciar. Astăzi s-au forțat regulamentele parlamentare, a început dezbaterea în plenul Camerei Deputaților, când practic nici rapoartele nu erau redactate de la comisie, nu a fost timpul necesar pentru ca toți parlamentarii, nu numai cei din comisie, să ia la cunoștință despre modificări. Este un simulacru de parlamentarism și nu ceea ce s-a promis la începutul acestei legislaturi.